Vocalist și chitarist român născut la Timișoara pe 31 iulie 1949, Mircea Baniciu s-a remarcat în muzica din România după ce, cântând muzică folk prin cluburile din orașul natal, a fost cooptat în trupa Phoenix la începutul anilor 70, devenind astfel partenerul lui Nicu Covaci și al lui Günther Reiniger, doi dintre membrii trupei. Norilor și florile de tei. Păi ce-o mai juca? La 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 la. Și ce-o mai cânta? La 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 la. Ce-o mai rope la opinci? Ce-o face propiadă? După fuga din țară, în 1977 a colegilor de trupă, Baniciu abordează o carieră solo, punând pe piața muzicală un important și valoros LP plus alte 4 albume. Abia după 1990, Baniciu se mai întâlnește cu migranții Phoenix în țară, susținând împreună câteva concerte. Are loc o nouă despărțire de valoroasa formație condusă de Nicu Covaci, ca urmare a unor serioase altercații apărute între Mircea și liderul formației, astfel că în 1992 Baniciu formează Pasărea Colibrii împreună cu Florian Pitiș, Mircea Vintilă și Vladi Knezevici. Nu există melodie, nici mergie, doar un os de cânciu mar, care are marfă proastă și o nevastă. Ce se ține cu jandar? Cei! Continuând a cânta și astăzi, Mircea Baniciu interpretează încă melodii folk, melodii din așa zisa muzică tânără, el însuși rămânând în ciuda trecerii anilor un muzician cu sufletul veșnic tânăr.